Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la raportul zilei. În această seară, alături de mine este domnul Ion Tudor, șeful secției Drumul Naționale Târgu Jiu. Bună seara și bine ați venit, domnule Bună seara director. și bine ne revedem sănătoși. Bună seara, stimați telespectatori. Cam des m-am uitat în ultima vreodată la emisiunea dumneavoastră, la studioul de televiziune al dumneavoastră, din mai multe motive. Ați crescut sub ochii noștri, celor cu părul alb. Parcă ieri vă vedeam când ați început timizi, așa? Da. Dar uite că ați crescut. Și din al doilea motiv, reușiți să prindeți o paletă largă a tot ce înseamnă evenimente la nivelul județului Gorj. Din păcate, așa, cu ultimele săptămâni destul de agitate din multe puncte de vedere, în condițiile în care am zice că ne liniștim sau zicem că ne-am liniștit, uite că se mai tulbură apele și nu e primăvara. De obicei primăvara se tulbură apele, știți, și se vine învolburată, învolburată, așa. Da, trecem peste asta, ne gândim că lucrurile se vor așeza și e firesc să fie așa. Avem oameni competenți și echilibrați în fruntea județului și în fruntea municipiului. Mă refer la cei doi, grei și la partid, grei și în administrație, și cu siguranță vor ști cum să gestioneze împreună cu tinerețea și elanul prefectului aceste probleme. Nu e Sigur că bine. problemele de multe Nu e ori bine. depășesc competențele celor de la Gorj Nu, și sigur că ajung da. mult mai Nu departe este de bine. județul. Nu ne caracterizează așa ceva. E adevărat, gorjenii sunt răi, colțoși, să moară Avem un spirit capra. mai aprins, Dar asta e. cred că de data asta un pic ne-am cam depășit limitele, să spun așa. Da. Lucrurile trebuie să se rezolve altfel, nu în această situație. Fiecare avem nemulțumirile lui, dar până la urmă trebuie să ne gândim că nu prea facem cinste celui care ne reprezintă la București cu asemenea atitudini și cu ceea ce se întâmplă. Eu mă așteptam ca și parlamentarii noștri să fie puțin mai activi. Sigur, este o situație delicată, fiind vorba de un personaj dintr-o structură, dintr-un minister, cu un regim aparte, dar nu trebuie lăsat până la urmă numai prefectul să gestioneze această problemă și trebuie găsită calea de mijloc pentru a trece peste asemenea evenimente. Nu puteam să trec fără să amintesc despre ce se întâmplă. Prea multă lume mă sună din prin țară și de la București, mă, ce se întâmplă la voi în județ? Județul de unde se întoarce ceasul. Eu sper că în câteva zile să se liniștească lucrurile, să îi lăsăm pe cei în măsură să analizeze și să decide. Să trecem la drum, Că da? tot ați adus vorba de chestiunea asta, presupun că, sigur, chiar în ultimele 2 săptămâni suntem, ca să zic așa, pe buzele tuturor celor de la televiziunea națională. Județul Gorj este județul negru în care nimeni nu poate să facă nimic. Probabil că vom avea de suferit cu toții din această cauză, pentru că și investitorii și-au creat o imagine despre noi, astfel încât probabil se vor gândi de 2 ori când vor veni aici, dat fiind faptul că așa am știut să ne promovăm noi și să ne facem cunoscuți în Draga toată mea, țara. eu nu cred că ai fost un pic prea rea când ai zis județul negru, suntem un județ aparte totuși, recunoscuți gorjenii aici între ei cu să moară capra vecinului, deși când se văd în alte părți sunt mai mult decât frați, în alte meleaguri, așa Ne suntem noi, mutăm cu fire mai toții. aprinsă. Nu, însă e adevărat că cei care se uită își pun, trebuie să pun anumite întrebări, dar totuși să nu uităm că avem oameni deosebiți care reprezintă Gorjul și dacă eu sau alt investitor vrea să vină în Gorj, sigur că își face o părere să uită și pe micul ecran, dar vine și să convinge și discută cu cei în drept și autorizați să-i prezinte situația. Însă, este un semn de întrebare. Da? Atenție, este cazul să ne liniștim. Cum? Ce trebuie făcut? După cum vedeți, eu nu înclin balanța nici în stânga, nici în dreapta. Atât zic. Oameni buni, haideți mai și muncim să-i lăsăm și pe unii să muncească, și pe unii, și pe alții, și pe cei cu uniforma, și pe cei Da. cu șalopeta, adică toți să muncim și trebuie să mai respectăm și legea și
nu numai legea, și legea asta scrisă și aia nescrisă și a bunului simț. Bun, trecând mai departe la drumurile naționale, problemă de care dumneavoastră vă ocupați în momentul de față, o chestiune și aici delicată, nu e nici aici ușor. Se lucrează sau cel puțin se pregătesc șantiere, pentru că deocamdată nu am văzut utilajele nici pe drumul, tronsonul care leagă Bumbești, Jiu de Rovinar, nici pe Valea Jiului. Deocamdată nu au început lucrările. Au fost amânate pentru demararea lucrărilor, a fost amânată pentru încă o săptămână, așadar din 2 iulie, de marțea viitoare, nu știu, sperăm să fie cu noroc, să nu fie marți cu ghinion. Așadar, veți aplica acea restricție pe tronsonul Bumbești-Jiu-Petroșani. Ați avut dreptate, s-au amânat un pic activitatea pe aceste, pe cele două șantiere, motivat, aș spune eu, dar nu întru totul motivat, însă ne așteptam să fie mai multă operativitate. Din păcate, sunt niște pași peste care nu se poate trece. Deci nu se poate trece peste anumite activități pregătitoare unui șantier. Este mult mai ușor să începi un drum pe câmp, pe arătură, decât să modernizezi un drum și mai ales un drum cum este defileul. Și apoi, până la urmă, chiar și acesta, care este Rovinari Bumbești. Pentru că o parte trece prin municipiu, o parte trece prin comune. Sigur, nu e ușor de făcut, dar vreau să vă spun că erau câțiva pași foarte importanți și, în mod deosebit, în momentul în care au primit ordinul de începere, după autorizația, așa, au fost. Ordinul de începere, abia atunci s-a putut demara activitatea pentru managementul de trafic. Este foarte important, nu numai pe defileu, și pe tronsonul Rovinari Bumbești, dar în mod deosebit pe defileu. Pentru că lucrările pe defileu sunt complexe. Începem prin simpla decopertare în jurul asfaltului ca să nu, ca să se lărgească drumul. Începem prin podețele care se vor face, care se vor repara sau care se vor face noi. Urmează parapeți de susținere și mai ales întărirea armătura care se va fixa pe stânci ca să nu mai vină stâncile în jos, pe marginea jiului parapeți sau consolele care se vor face, că se va lucra mult în consolă, și bineînțeles detonările. Eu știu că ei au organizat-o foarte bine, în sensul că nu vor detona la întâmplare, e un lucru foarte important pentru că este un parc național. Sigur, se pricep mulți la construcție, o să zic că 500 de, dar tu de unde te pricepi? Nu, eu am întrebat înainte. M-am documentat când am și când vin și când vorbesc și când vin în emisiune. Iar unde nu știu, vă spun, nu știu, dar întreb. Nu vor face la întâmplare detonările pentru că jos pe jos trece Jiu, mai sus trece drumul și mai sus calea ferată. Păi nu poți să faci detonări la întâmplare. Foarte clar. Că nu poți să cobori, să muți muntele de sus, să-l cobori în albia Jiului. Sunt. Și atunci vor face detonări mai mici, echilibrate, în funcție stricte de unde este strict necesar, dar le vor face mereu. Vor avea multe detonări, dar nu puternice, de amploare să vedem că mută muntele. Asta, tocmai din aceste motive, circulația trebuie oprită. Se toarnă beton cu pompe, beton rapid, beton de înaltă calitate, se toarnă în consolă, ori în consolă deja jumătate din drum îi săpat ca să poți să faci consola, pe jumătatea cealaltă, pe axa cealaltă, se va monta pompa și cifa. N-ai cum să lucrezi fără să întrerupi circulația și să... Deci nu lucrezi. Nu poți. În asemenea situații nu poți să lucrezi. Sigur, am spus doar și pe urmă, mai e și vorba de siguranță. Siguranța traficului. Cu excavatoarele sapă și tu treci cu... Și știm șoferii noștri cum sunt. Marea majoritate. Hai că mă grăbesc, las că intru eu primul, că să ajung să... Nu putem să riscăm nici viața oamenilor de pe șantier, nu putem să riscăm nici participanții la viața participanților la trafic. Dar mai ales când lucrezi sub presiune, nu e bine. E vorba de calitate pentru că este o lucrare deosebit de complexă de fileul Jiului. Vedeți, au fost câteva aspecte legate din necesitatea. Sigur, ele sunt multe. Planul de managementul de trafic care a fost aprobat și a venit aprobat săptămâna trecută, foarte repede a fost o prioritate maximă din partea și poliției române, direcția de poliție rutieră,
Am înțeles că la nivel de vârf și le mulțumesc și celor de la județ din Gorj și celor de la București. Dar în mod deosebit domnul director general, domnul inginer Mircea Pop, s-a implicat și împreună cu domnul Adrian Lumezeanu, cu regionalul, ca să se întâlnească foarte repede comisiile, să întâlnească CTU-ul, să se întocmească documente, adică operativitate și cu toate acestea sunt niște pași peste care nu poți să treci și s-a aprobat planul de management cu data de 24. Se închide defileul. Deci începând cu această dată, o să spuneți, domnule, dacă s-a aprobat, de ce nu se închide? Păi nu. Pentru că mai sunt încă trei pași foarte importanți de făcut. Foarte importanți. Deci, a fost aprobarea. În momentul în care s-a aprobat, noi trebuie să mediatizăm. S-a zis, domnule, știți, numai, alo, am ținut foarte mult la acest aspect. Trebuie să comunicăm, să mediatizăm această situație, cel puțin o săptămână de zile. Astăzi discutam cu domnul Ienea, șeful de zonă la ISC Tărău, inspectoratul de trată în controlul rutier. Dumnealui și împreună cu domnul comisar șef, cu domnul Tatomir, iată ce spuneam, că implică multe forțe angrenate în această situație, au avut întâlnire cu transportatori de persoane. Eu am fost plecat în altă parte. Da, este o chestiune extraordinar de delicată, sigur în că special da. Cu transportatorii de persoane, pentru că ceilalți, hai să zic că se mai adaptează unui nou traseu, da. Se mai pot reorienta, dar atunci când vine vorba de transportul persoanelor, situația este foarte dificilă. Fără eforturi și fără nemulțumiri, nu se poate face nimic. Eu știu că nu putem să-i mulțumim pe toți. Eu știu că vor fi transportatorii de persoane care, domnule, că trei zile. Dar dacă mâine cade stânga, muntele, da. Da? Ce faci? Da, ce aminte când a fost podul rupt și s-a circulat, treceau cu sacoșa peste pod. Nu, nu putem. De făcut eforturi. Și Valea Oltului a fost închisă. 5 zile, nu 3. Valea Oltului a fost închisă de o lucra pe Valea Oltului, o firmă. Soarta așa a făcut, care vine acum și lucrează și pe defileu. Deci, constructori. Da, după, o să dai seama că e experiența, au lucrat atâția ani pe defileu și acum pe Valea Oltului și acum vin pe defileu. Iată că asta înseamnă foarte mult. Înseamnă că e necesar să faci această activitate, e necesar să întrerup circulația și cu ce vă spun cele trei aspecte. A fost aprobarea, a fost comunicarea, mediatizarea ce spuneam noi. Oamenii trebuie să înțeleagă încă o dată, nu e de joacă, oameni buni, să nu încercați, că treceți, că aveți prieten. Da. Nu. Cine trece rămâne fără permise, clar, din prima. Asta înseamnă că permanent acolo vor fi și agenți de circulație, pentru că nu pot cei de la ne firma vom, de... Cu siguranță că ne bucurăm de sprijinul lor și așa și care este. Execută lucrările, e să adevărat ridice că permisele e, da. Este adevărat că va fi un efort foarte mare din partea poliției, și poliția Hunedoara și poliția și Gorj. Și vor fi permanent și acolo? Și vor fi permanent. Sigur că da. Sau, mă rog, nu știu cum își organizează dumneavoastră activitatea, dar cert este că au suficiente posibilități să nu treacă nimeni așa să forțeze barajul și să treacă nesancționat. Dar va fi foarte greu și pentru cei din Petroșani, spre exemplu, mulți dintre cei care doreau să ajungă în partea de vest a țării se bazau pe autocare care plecau din Târgu Jiu. Dar acum știm foarte bine. Trebuie să fie soluții pentru ei. Sigur că da. Tocmai din cauza asta au fost întâlnirile cu cei de la transportatorii de persoane, ca să găsească o soluție, nu mai pleacă autocarul din... Dacă pleacă autocarul, e Târgu Jiu, Timișoara, de la Târgu Jiu ai posibilitatea să iei pe Herculane, da. dar de la Petroșani, Târgu Jiu, Petroșani, nu. Și o să plece de la Petroșani, probabil, în cele trei zile. Alte autocare. Da, în cele trei zile, același transportator a fost unul, deci, domnule, va pleca de la Petroșani. Va pleca cei care vor să plece pe Petroșani de la Timișoara până în ora 9 poate să treacă autocarele și dacă pleca de la ora 1 din Petroșani, cel care vrea să plece de la ora 9, dacă ajunge la ora 9 în Petroșani, mai este 2 ore sau 3 ore da. Sau 4 ore sau dacă nu pleacă cu trenul până în Petroșani. Dar noi nu ne face probleme. Există suficiente posibilități, modalități de a ajunge în Timișoara, am dat un exemplu, de a ajunge la Sibiu, de a ajunge la Hațeg, da. E mai aproape, e mai da. Greu, dar pleci cu trenul. Dar pleci mai de noapte, domnule dragă. Pleci înainte de nou. Așa e, sigur că dacă se vrea, se poate. Următorul aspect foarte important, următorul pas foarte important vis-a-vis de închiderea circulației este instruirea piloților. Sunt cei care dirigează circulația, așa, cei care, da. Cei care desfășoară activitatea de montare a semafoarelor. Da. Aia cu omul cu paleta. Deci instruirea lor se face de către un specialist de la Poliția Națională. Am vorbit astăzi, am vorbit și cu inspectorul șef,
L-am rugat, a aprobat, am vorbit și cu șeful poliției circulației, șeful serviciului circulației, mâine ofițerul specialist de linie care se ocupă de siguranță, împreună cu inspectorul de la drumurile naționale, vor face instruirea acestor piloți. După aceea, este perioada de semnalizare cu restricții, efectiv. Montarea acelor panouri mari care trebuie montate, s-au montat la Filiaș, la Simeria, la Hațeg, în zona Caransebeș, în zona Râmnicu Vâlcea și cu traseele ocolitoare, montarea acestor panouri și, bineînțeles, semnalizarea rutieră pe defileu. După ce se fac toate aceste activități, urmează finalul cu verificarea dacă se respectă prevederile programului de management de trafic, iar după și încheierea procesului verbal drumurile naționale, poliția județeană, consultantul, firma de consultanță și constructorul. După ce toți patru își vor pune semnătură, s-a pus bariera. Iată că nu e atât de simplu. Nu poți să închizi un drum, știți, până și rânca atunci când era zăpadă. Zicea, wow, o închid imediat. Păi nu era așa ușor. Da. Să iau niște măsuri. În primul rând, informez pentru regională, informez pentru București, informez la noi, la ISU, la poliție, la salvare, peste tot. În momentul în care închizi un drum, cum închideam și noi, deși atunci trebuia să iei măsurile foarte repede. Îl închideam câteva ore, după care îl deschideam. La fel este și aici. Uneori Dumnezeu, când se supără, ni le închide de numai, nu mai dăm doi pe un loc, cum s-ar spune. Așa că iată că vorbim despre ce înseamnă închiderea. Managementul de trafic, mulțumesc pentru înțelegerea celor care s-au implicat în această activitate. În mod deosebit a fost nevoie de consultanța firmei de specialitate, o firmă pe consultanță, pe ce înseamnă management de trafic și, bineînțeles, n-am mai cea mai mare nevoie și mâna de specialist al polițiștilor de la direcția rutieră, adică polițiștii de la Da. circulație, la nivel de județ până la nivel de. O lămurirăm cum e cu circulația, cu închiderea drumului. Da. Se va închide și când se va închide, va fi închis. Mai Așadar, departe, tronsonul, scuză-mă, vă rog. tu știi că eu vorbesc mult, ca oricine vorbește mult, mai. Cincerdoiu, Rovinari, Bumbești, vor fi două puncte deocamdată unde se deviază circulația la Pecola Ezureni, știe Pecola ACH, acolo este un pod care trebuie dărâmat tot, că nu se poate pe jumătate. Deja s-a făcut. Vede, se lucrează, dar nu se vede că nu e în drum. S-a făcut drumul de ocolire și imediat după pasajul de cale ferată, după Castrul Roman, și acolo este încă un podeț, un pod, e destul de înalt, că trec căruțele pe sub el, se va face devierea. Și acolo ocolire, și acolo a fost făcută ocolirea. Și sigur, au început defrișări, au început curățenie. Când vedem exact utilajele, domnul director, Sunt, asta ne interesează pe sunt, noi. Să sunt, vedem că se sunt. începe și La fel, nu se mai nu se mai plombează opresc acele acele gropi. gropi și Dar începe voi să spun efectiv ceva? O lucrările, să că înceapă ne-am tot cu plombatul cam să... gropilor, că se vor face casete, se va excava în drum În regulă. și după aceea se plombează până când se toarnă Acceptăm final orice. orice, numai să se Sperăm facă însă drumul. să La se fel. și finalizeze de La această fel. dată, Nu, care eu vreau să fie pentru mult, acest să tronson, oamenii să care stea este perioada de liniștiți. execuție? 18 luni. 18 Da. luni. Au trecut două, treaba lor, dacă nu urmează Păi da, penalități. dar noi ne-am obișnuit, adică ar fi anormal ca să se țină de cuvânt. Ar fi anormal să se țină Cum de îți zic, cuvânt. este Păi pentru că foarte noi ne-am normal să se obișnuit ține să de nu se țină cuvânt. nimeni de cuvânt, Nu. domnul Tudor. Astăzi, deja a venit directorul de Europa de Sud al firmei Conspaniole, împreună cu directorul pe România. L-am întâlnit cu ei, am stat de vorbă deschis la o cafea tranșantă, l-am transmis și am văzut de transmis, le-am Da. spus ce să pregătească pentru mâine. Întâlnirea cu directorul regional mâine este cu domnul Lumezeanu, cu domnul inginer Adrian Lumezeanu și cu prefectul. Președintele este plecat, președintele Consiliului Județean și, bineînțeles, cu primarul, pentru că drumul e legat și de Da, municipiu. de Târgu Jiu este Dar cu le-am spus, județul din... domnilor, după cum vedeți, ne venim cu dosarul tot timpul. Da, spuneți-mi Veniți dacă a cu. reușit să treacă de faza aceasta cu documentația, pentru că S-a ultima trecut. dată la Este întâlnirea clar, în au inclusiv prefectura. managementul de trafic. Deci absolut Au tot, orice, nu au mai au nicio inclusiv problemă în ceea ce nimic. privește Dacă au ajuns documentația. inclusiv deja, și aici mulțumesc că a fost nevoie de intervenția prefectului și faptul că cei de la muzeu au înțeles, deja se face ridicarea arheologică. Ridicarea asta durează de obicei mult.
S-au găsit ziduri romane pe marginea drumului după Castro, acolo, înainte de Sado. Asta este. S-au găsit. Vă duceți când și filmați și faceți. Săptămâna trecută, directorul muzeului, domnul Dumitru Hortopan, direct, personal s-a implicat. Haideți, fraților, asta trebuie cu lopățica. Au pus mâna toți muncitorii și aia și s-a găsit. Vedem, acum va trebui un păi pic și ce să se modifică. Face în situația asta? Există o rezolvare pentru Bun, orice atunci când se vrea. Sunt convinsă că există, dar da. Vor fi cumva întârziate lucrările din această cauză? Exclus. Păi și ce? Că trebuie să ne păstrăm Exclus. Și ceea ce găsim. Ne vom păstra ce, și ce găsim, vom face și drumul. Deci există soluții. Soluția nu că există, s-a găsit soluția. Care s-a hotărât, drumul va fi un pic mutat. Păi și dacă, bun, presupun Ei, că trebuie să se sape mult și muncă. Acolo unde este mutat, nu, că poate nu, avem surpriza nu, să dăm și acolo peste nu, ceva. Pentru că acolo să știi, a fost căutat? Nu. Doar pe partea dreaptă, tehnica drumului, cum mergi spre Petroșani, spre Sadu, acolo erau sigur, e o zonă cunoscută. Da, deși se știa, dar uite că s-a găsit. S-a săpat mult în zonă. Acum nu e nimic de supărat, e din contră foarte din contră, bine că ne bucurăm, pentru că iată, mai avem și câteva obiective interesante. Și a fost tot, deci un pic, acum am fost nevoiți să mai, să înțelegem și păi că e delicată problema construirii, refacere unui drum, modernizării unui drum. Plus că au găsit conducte de care nu știa nimeni, cabluri pe care nu le știa nimeni. Deci lucruri care... Încă funcționale? Păi da, s-au rezolvat până la urmă. S-au găsit și proprietare când ai spus, tăiați tot, că era pe zona de utilizare a drumului. Nu se știa de cui sunt, tăiați-le. S-au găsit imediat proprietare. Au venit imediat. Cum era noi? Da. Ce trebuie să facem? Le mutăm? Nu le mutați, dar trebuie să știm, să fie puse în proiect, da. Să fie prinse ca să știa ale cui sunt. Pentru că nu erau pe zona unde era asfaltul. Era la 2 metri, de la 1 metru jumate de drum. Dacă se întâmplă, doamne ferește, să spargă conducta, intervii acolo, că nu mai sparge asfaltul ăsta. Dar trebuia știut de el. Da. Trebuia știut ale cui sunt. Greșeala celor care de vreo câțiva ani drumul a fost predat, vă aduceți aminte, la constructor. A fost predat la un constructor, la banii și a plecat. A venit al constructor, Dumnezeu știe ce a făcut șara. Perioada aia, curte fără stăpân, știi? Dar acum lucrurile s-au pus la punct. Va fi podul de la vârț, acolo sigur să vedem ce soluție tehnică pe ce se va merge. Dacă se impune, vom devia circulația așa acolo pentru o lună de zile. Greu, dar nu imposibil. Dar cum, da? La vârț, cum s-ar putea, pe unde s-ar putea devia circulația? Pentru că e o Gorjul, zonă județ cu mare trafic greu. E o... Păi dacă va fi traficul greu, pe partea lantă se va ieși la după Bălești, cum îi zice, la următoarea comună. Cu cine ai făcut geografia, domnișoară? La Câlnic. Așa. Trece pe Șomănești, partea aia, și la Câlnic. Peste Motru, podurile peste Motru sunt bune. E pod nou, dar drumul e îngust. O să fie o restricție pentru traficul greu, probabil, de la Filiaș, care vin la Târgu Jiu dinspre Craiova. Vor face și eu ocolitor, vor lua pe partea lantă, că ține pe Cărbunești. Și gata, s-au venit pe partea pe Motru, spre Haia Motru. Există posibilități. Voință trebuie să fie. Ori eu cred că voință din partea autorităților există destulă. Să nu credeți că vor lua ăștia vreun bani degeaba. Nu. Poate pățim ca și cu firma ungară în care cât s-au cheltuit 4 milioane de euro, cât a primit și a făcut 5% din lucrări. După cum ați văzut, eu nu vorbesc despre bani. Eu nu dau cifre. Păi de ce nu? Îi las pe alții să vorbească. Contează. Dar de ce? Cei care sunt în drept să caute și să găsească vinovații. Ar fi cazul. Da, mă rog, noi am venit acum să facem drumuri, da? Da. Premierul a promis în campania electorală că se vor face drumuri, da? A promis. Da? Domnul Victor Ponta a zis, se vor face drumurile. Domnul Călinoi a spus, da, se vor face. Și, mă rog, deputații, mai puțin, cu alte cu treburi în fiecare cu campania lor, dar până între ce au zis cei doi și gândesc primarul, că este portarea Târgu Jiu. Noi avem obligația față de cetățeni. Îl vom face. Păi asta sperăm și noi, asta așteptăm cu toții, să se facă drumurile, pentru că până la urmă de aceea plătim taxe, de aceea plătim impozite, să avem și noi condiții, cel puțin la nivelul banilor pe care îi dăm către stat în vederea acestor lucrări, da? Da, s-a întârziat, clar că s-a întârziat. E adevărat că totul s-a întârziat, mai ales aici pe Petroșanu, drumul mai greu, mai cu probleme, dar mai ales pe tronsul ăsta s-a întârziat și toată lumea are impresia, domnule, o lălăiesc, nu... Nu e așa.
ăștia când vor începe, vor începe mult mai în forță pe tronsonul de sud, că este mult mai ușor. Mult mai în forță și au promis, au promis, au luat angajamentul că respecte termenul. Să știți că dacă nu erau cu toate pregătite, de săptămâna viitoare se trecea la sancțiuni, la penalități pentru cei din pe sud. Spuneți-ne care este, deci ați spus că sunt 18 luni perioadă de execuție, da. Cu presupun că la final, dacă nu respectă acest termen, dacă nu sunt în grafic, pot fi sancționați. Dacă nu este motivată. Păi, domnule director, acum motive găsiți pe cine? Nu. Păi, dar și cei de la Veghesper, cred că aveau câteva explicații de dat. Asta este greșeala, că nu i-a întrebat nimeni. Dar întrebăm aici, nu știu, eu fi întrebat, dar nu știm noi. Dar nu ne interesează. Domnia și prostia să plătește. Care a fost domnul, care a fost prostul? Nu? Sigur, noi dăm în gropi, nu? Noi suntem domni, nu? Deci, sigur, noi nu am fost domni. Păi, tocmai. Dar asta este. A fost altceva, au fost alte vremuri. Nu ne apucăm noi acum, nu suntem noi aici organe de anchetă, da. Să vedem. A, bun, sigur că să nu se mai este... întâmple. Am învățat din greșeli, dar n-am avut nevoie să învățăm. Pentru că noi sunt niște oameni deștepți, să știți, în companie, în regională. De data asta lucrurile s-au selectat, știți? Chiar dacă au mai venit unii din afară, cum sunt eu, nu trebuie să ai multă carte ca să faci un drum. Trebuie să știi să cunoști oamenii de lângă tine, să știi ce să le ceri. Iar unde nu știi, citești. Eu la inspecția drumurilor, când se face, sunt mai tătic decât oricare, pentru că făceam inspecții la traseu pe vremea când treceau coloanele oficiale. Asta ca o paranteză. Am înțeles. Bun, care este perioada de execuție a tronsonului Doi ani. Bombești? Doi și ani, aici este o problemă, sperăm, tocmai de asta s-a dat și această închidere, pe 3 zile, pe săptămână. Depinde să nu... Există riscul, să știți. Vă ați aminte că când au trecut mineri, au pușcat undeva la un munte, pe la aproape de 90 pe acolo. Nu se mai oprea muntele, venea mereu la vale. Tot excavau, tot excavau. La unele ferește există și asemenea riscuri. Da. Tocmai din acest mod, pentru că îl miști, muntele e acolo de milioane de ani. Deranjezi ursul din bârlog. Vor fi probleme. Sigur, da. În momentul în care puști, se vor mișca, vor veni torente, vor fi căderi de pietre. Foarte multe căderi de pietre. Și atunci, însă contăm pe dorința noastră și pe elanul nostru de a face acest drum și pe profesionalismul constructorilor. Să știți că cei mai mulți specialiști tot români sunt aici, și aici și aici. Am înțeles. Va fi angrenată forță de muncă din județul Gorj pentru executarea tronsonului? Aveți cunoștință despre acest aspect? Nu am cunoștință, știu. Sigur că da. E adevărat că mai este o firmă cu sediu undeva în Cluj, dar este sediu firmei. Da. Ei au lucrat la Caransebeș și nu vin decât cu specialiști, ingineri, maestri, 4, 5, mâna 10. De lucru, da, restul nu o să vină niciodată cu aia care sapă să-i cazeze pe aceia să cheltuiască banii. Să știți că nu va fi nevoie de foarte multă mână de forță de muncă pe defileu. Pentru că se lucrează mult mecanizat. Însă eu cred că vor fi suficienți oameni care să lucreze. Vin foarte mult să angajeze, e adevărat. Nu e de joacă. Nu e de joacă. Vor lucra în frânghii. Da. Agățați acolo pe stânci unii. Sau fie atunci când taie copacii, când se fac ce pregătește pentru decopertat sau pentru pușcat, fie când după ce pușcă, când pune plasa. Se va lucra în condiții grele, dar se va lucra. Vorbeam de defileu. Cu sudul, ei, sigur, își fac probleme oamenii și constructorul. Poate să mai apară anumite situații de neprevăzut. E un pod care acum 6 și multe... Bine, aici au fost foarte multe, foarte multe neconcordanțe între proiect și ce era în teren. Da. Vedeți, sunt lucruri pe care nu... Degeaba le explicăm. Și până la urmă, până ne interesează să vedem utilajul în drum. Dar trebuie făcute expertize din nou, trebuie făcute relocări din nou, a trebuit să facă ridicările topo din nou. Nu a mai corespuns nimic de acum 6 ani. Da. Ca să nu mai spun că lua băia pământul pe o parte, nu dau pe alta. Nu. Ia-o de la început, aproape de la început. Destul de puțin este făcut. Că au trecut 6 ani. Domnul director, cât să și însemne 4-5% cât au făcut ei? Asta e cam... Ce? Nu? Cam atât au făcut. 4-5%? Da. Nu a fost făcut. Păi câți bani au luat? 4 milioane de euro. Din cât? Nu știu cât era valoarea totală.
Cam 4 mult, nu? milioane de euro Ca să tai înseamnă iarba de pe marginea drumului, mi se pare o afacere noroc, destul de da. bănoasă, adică... 4 milioane de euro înseamnă vreo 5, 200 de miliarde. Da. Bine Cam mult așa. au luat. Bun, mai avem doar maxim un minut jumate, dar vreau să vă întreb de Transalpina. Se vor relua lucrările acolo? Se spune că este Da. un traseu foarte periculos. Păi, Oamenii deja peste își tot e fac ceva periculos. probleme când Să se nu-și gândesc facă la probleme, să Transalpina. meargă încet. Dacă vor să meargă. Dar nu avem Periscul lor. parapet, nu avem Păi dacă nimic. nu s-a terminat drumul. Când vor reveni În afară de echipele la faptul lucru? că pe vremea șantierului au fost făcut o semnalizare care au mai fost furate din ea, acum noi am mai pus-o. Deci semnalizarea Da. șantierului, pe șantier, curbele periculoase. O să vedem. Nu putem să investim noi nimic pentru că nu e drumul gata. Evident. Înțelegeți? Dar domnul general Pop, domnul director general, când a fost la Gorj, unul din punctele discutate cu domnul Călinoiu și cu domnul prefect, cu domnul Teodorescu și, bineînțeles, cu primarul. Primarul zicea că e primarul Târgu Jiului. Da. Adică stilul, știm stilul primarului, cum trebuie făcut. Hai să facem. Cum Da. se face? Știți? Și e foarte bine așa. Stilul primarului Florin Cârciumaru. Ei, și de aceea nu ne-a spus-o clar. Este în atenția noastră, găsim soluții și o vom continua. Dar trebuie să găsim soluția. A fost comisie, s-a făcut o expertizare, cât s-a făcut, ce mai e de făcut, mai ales să știți că drumul a rezistat bine peste munte. În stațiune nu a rezistat foarte bine, că a fost canalizare, a fost... Eh, asta e altceva. A rezistat bine. Și este clar că este în atenția acelei ADR-ului. Se scurtează mult, să știți, de la Sebeș până aici. Mult de tot și e și frumos. Da, așteptăm, însă nu aș vrea, Doamne ferește, să se întâmple vreo nenorocire, așa cum Dumnezeu am văzut să că ne s-a întâmplat la ajute Muntenegru, să dea Dumnezeu să ne să ajute. nu se întâmple așa Auziți, ceva, dar să vedeți că stea cu este minți cu destul de... autocarul, acum Da. eu îi sfătuiesc cu autocarul să o lase mai începe Transalpina. Să nu, să stea liniștiți cu microbuzul. Deocamdată cu Da, autocarul, nu iar suportă cei care... traseul Bă, un... da, e Acolo e greu. periculos, Păi sigur că se sigur. poate merge peste tot, Poți să însă dai, mergi există pe un riscurile. drept și te Da. răsturni. Dar Suntem în dacă final. cei care ne aud și cei care merg pe Transalpina o fac pe riscul lor, atenție, drumul este drumul închis circulației publice, este șantier. Mulțumesc Se mult de tot, circulă domnule pe director. el. Foarte bine, noi ne mândrim că drumul e bun și Da. se circulă pe el. Dumnezeu să ne ajute și să fie liniște în Gorj. Da. Drumuri bune. Mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc o seară minunată, ne revedem mâine, toate cele bune!